Partidul Mișcarea Populară a fost surpriza plăcută la alegerile din 27 septembrie în județul Mehedinți. Aceștia au reușit să promoveze în funcțiile de consilieri locali oameni dornici să contribuie la îmbunătățirea administrațiilor publice locale din județul nostru. Astăzi, în localitățile Tâmna și Dumbrava, consilierii locale aleși pe listele PMP au depus jurământul. Tânărul Cioană Dumitru își dorește să aducă plus valoare în Consiliul Local din Comuna Tâmna. Este prima dată când candidez pentru o funcție publică, vin cu gânduri bune, îmi pun toată experiența și toată priceperea în slujba cetățenilor Comunii Tâmna, așa cum am spus-o și în campania electorală, îmi voi folosi toate cunoștințele pe care le dețin pentru a face împreună cu consilierii locali de la celelalte partide proiecte pentru comunitatea, comunitatea care ne-a votat și în comuna Dumbrava cetățenii și-au manifestat încrederea în candidatul PMP la alegerile din 27 septembrie. Astăzi a fost investit pentru Consiliul Local Dumbrava la alegerile ce au avut loc în 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local Dumbrava din partea partidului PMP. Și sper să avem mai multă implicare în această comună.